de astăzi, prin săptămâna numărul 153. Sunt prezenți 13 consilieri locali din cei 15 în funcție. Lipsesc domnul Munteanu și domnul Meșterca. Nu am anunțat. Probabil au o problemă. Ședința se poate desfășura în condiții normale. Rog, doamna președinte, să preia conducerea. Mulțumesc, bună ziua, vă spun și eu. Înainte de a începe ședința și de a anunța ordinea de zi, vreau să supun spre aprobare procesul verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local al orașului Stăruim Moldova din data de 27 februarie 2019. Cine este pentru? Dacă sunt discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Se abține cineva? Mulțumesc! Cu permisiunea dumneavoastră, voi da citire ordinei de zi al ședinței de astăzi și, așa cum știți și de la ședința de ieri, mai avem încă un punct suplimentar. Voi citi și apoi voi citi întreaga listă cu ordinea de zi. Punctul suplimentar se referă la aprobarea documentației CUS privind schimbarea destinației imobilului situat în strada Nicolae Vălcescu, numărul 26 Beslă din Moldova, județul Bacău, din fabrică de pâine, în tensiune turistică, beneficiat de acel curs de plană. Dacă sunteți de acord? Mulțumesc. Și acum voi da citire întregului. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Unității Administrative Teritoriale Oraș Slănic Moldova la Patronatul Serviciilor Publice din România, inițiator economist Baciul George, primarul orașului. Punctul al doilea. Proiect de hotărâre privind prelungirea colaborării Unității Administrative Teritoriale Oraș Slănic Moldova cu Asociația Rotary Club Bacău în vederea împăduririi unor suprafețe de teren din proprietatea orașului Slănic Moldova. Inițiator economist Baciul George, primarul orașului. Punctul al treilea, proiect de hotărâre privind declararea, atestarea apartenenței la domeniul public al orașului Stănic Moldova, unui bun imobil, teren, urmare a identificării și delimitării conform documentațiilor cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară. Inițiator economist Baciul George, primarul orașului. 4. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune numărul 9/1226/1993, titular Spânul Florin, inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului, proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei locale cu privire la dezvoltarea sistemului de iluminat public din orașul Slănic Moldova, inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului, proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a caietului de sarcini și a indicatorilor de performanță pentru serviciul de iluminat public Slănic Moldova, inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului, proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei locale cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare din orașul Slănic Moldova, inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului, proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini în vederea concesionării unui teren situat în orașul Slănic Moldova, strada Teilor, inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Proiect de hotărâre privind declararea, atestarea apartenenței la domeniul public al orașului Slănic Moldova a unor bunuri imobile urmare a identificării și delimitării conform documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului, proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale pentru realizarea obiectivului investițional renovare imobil și amenajare muzeu, centru informare turistică și centru voluntariat Slănic Moldova, județul Bacău, inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului, proiect de hotărâre pentru aprobarea notei conceptuale pentru realizarea obiectivului investițional construire capelă mortuară Slănic Moldova, județului Bacău,
inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Proiect de hotărâre pentru aprobarea notei conceptuale pentru realizarea obiectivului investițional amenajare, parcare, punct sonda 2, Slemin Moldova, județul Bacău și amenajare, acces, izvor, sonda 2. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințele pentru tineri destinate închirierei construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice, care nu dispun de locuință pe raza orașului Slănic Moldova și își desfășoară activitatea în cadrul unităților școlare de pe raza orașului Slănic Moldova. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Aprobarea documentației PUZ privind schimbarea destinației imobilului situat în strada Nicolae Bălcescu, numărul 26B, Slănic Moldova, județul Bacău, din fabrică de pâine, în pensiune turistică beneficiar Tarcenca Svetlana și diverse. Supun spre aprobare ordinea de zi a acestei ședințe. Cine este pentru? Se abține cineva împotrivă? Mulțumesc! Voi da citire primului punct al ordinei de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unității administrativ-teritoriale Corasanii Moldova la patronatul serviciilor publice din România. Inițiator, economist Baciu Gheorghe, primar orașului. Dacă vreți să faceți precizări. Da, bună ziua și vă salut și eu. La punctul numărul 1, precizarea este că patronatul serviciilor publice este un suport și juridic, și tehnic, și legislativ pentru toți cei care au nevoie să îmbunătățească calitatea serviciilor publice. Aici intră și partea de apă canal, dar intră și partea de salubritate, partea de iluminat public. Noi am luat contact cu dumnealor. Dumnealor au specialiști care cunosc aceste probleme și pentru că noi s-a întâmplat să avem aceste servicii în subordinea Consiliului Local nefiind externalizate, este foarte greu să ne descurcăm cu, să învățăm de toate cum ar fi, de la, să știm toate aceste aspecte. Și o parte din următoarele puncte de la ordinea de zi, strategia și toate celelalte necesare, regulamentul, sunt de fapt niște obligații legislative pentru care dumnealor ne-au acordat sprijin. Pentru comparație, așa ca să aveți o dimensiune, e foarte important să fim membri la Asociația Orașelor. Dar cred că e mai important să fim membri la Asociația acestor structuri de servicii, de utilități, pentru că aici toate, un exemplu, se face lobby acum pentru ca localitățile care au mai puțin de 10.000 de locuitori, orașe, să primească foarte repede, prioritar, finanțări pentru apă canal. Proiectul la care noi lucrăm, deja să încercăm să avem un studiu de fezabilitate. Dacă nu facem acest lucru, atunci noi nu vom avea finanțare și e foarte greu să ne descurcăm din surse proprii. Doar un exemplu. Dacă mai sunt întrebări, vă rog să... Sau discuții? Dacă nu, avizul comisiilor? Favorabil. Favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Abținerea dintre frigă în unanimitate. Mulțumesc. Cel de-al doilea punct, proiect de hotărâre privind prelungirea colaborării Unității Administrativ-Teritoriale Orașului Moldova cu Asociația Rotary Club Bacău în vederea pădurilor unor suprafețe de teren din proprietatea orașului Slănic Moldova. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Da. Aici, dumneavoastră ați aprobat un parteneriat acum 2 ani de zile pentru împădurirea suprafeței de la Cireșoaia. S-a reușit până acum aproape jumătate din această suprafață să se împădurească. Este o obligație pe care Consiliul Local în anul 2008 și-a asumat-o ca să rezolve acest lucru, avea la dispoziție un an de zile. În 2016, când noi am venit, nu era plantat niciun puiet. Respectiv am făcut demersurile necesare și am găsit înțelegere și fără bani până acum s-a făcut această plantare.
Rotary este o asociație internațională. Ne-a ajutat și acum 2 ani și anul trecut și ne ajută și anul acesta. Proiectul de parteneriat înseamnă că noi plătim doar gardul aferent diferenței de plantat pe care anul acesta și Rotary Internațională în parteneriat cu Rom Silva și cu noi va primi sponsorizare puieții și va face plantarea pe cheltuiala dumnealor. Pentru concluzia de final al acestui proiect, noi vom cheltui în total aproximativ 70.000 de RON dintr-un proiect care valoarea totală acestuia ar fi estimată la aproximativ 650.000 de RON. Dacă am fi plantat noi, cu cheltuiala noastră, cu puieții noștri, cu toate celelalte, ar fi costat foarte mult. Mulțumim Asociației Rotary și suntem bucuroși că reușim să ne achităm obligații față de hotărârea de guvern a spus asta, practic nici nu avem o ieșire, am primit și amenzi, dacă vă amintiți, am discutat în ședințele noastre, am primit amendă de la Garda Forestieră pentru că nu ne-am îndeplinit aceste obligații. Sperăm ca această plantație în 4-5 ani să crească și să după aceea se poate da drumul în zona respectivă și la animale și nu o să mai fie afectați, pentru că din păcate este chiar în fundul grădinii oamenilor plantația și o să afecteze puțin fermierii de acolo, cei care au animale, pe cei care au animale, dar noi nu putem muta această poziție, de altfel este singurul teren pe care îl avem la momentul acesta disponibil. Dacă sunt ceva întrebări, vă stau la dispoziție. Dacă nu, avizul comisiei. Vă invit la plantare. O să avem campanii de plantare, deja au început plantarea, dar sâmbătă de obicei avem și de la Rotary și din alte zone oameni de bine care vor să vină să planteze și vă invit și pe dumneavoastră, cum i-am invitat și pe colegi, să încercăm să punem și noi un copăcel acolo, peste ani să fim mândri de acest lucru. Dacă nu ați în discuție, avizul comisiilor? Favorabil. 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 Supun la vot. Cine este pentru? Abținere împotrivă, unanimitate. Mulțumesc. Următorul punct al ordinei de zi, proiect de hotărâre privind declararea, testarea apartenenței la domeniul public al orașului Slănic Moldova, a unui bun imobil, teren, urmare a identificării și delimitării conform documentațiilor cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară. Inițiator economic. Orașului. Dacă vreți să faceți da. Pe strada 1 Mai, locuința Spânu, sunt 300 de metri pătrați concesionați cu 25 de ani în urmă și în realitate mai sunt 23 de metri pătrați cum l-au ocupat dumneavoastră. Noi acum reglementăm această situație, respectiv atestăm terenul și prelungim contractul de concesiune cu încă jumătate din durata, conform legii, cu încă jumătate din durata cu care a fost concesionată prima dată, respectiv 12,5 ani, și reglementăm și cei 23 de metri pătrați pentru care va plăti retroactiv pe 5 ani concesiunea. De astăzi încolo și dumneavoastră este în regulă și noi ne încasăm banii pentru această concesiune. Este o locuință acolo, adică este vorba de terenul care a fost dat pentru o locuință. Dacă sunt discuții, întrebări, dacă nu, avizul comisiilor? Favorabil, favorabil. Favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Se abține ceva? Unanimitate. Mulțumesc. Următorul punct este în continuarea celui anterior. Se referă la proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune numărul 9/1226 din 1993, titular Spânul Corin. Și acum vreți să mai discutați? Ați spus înainte ce era de spus. Este vorba de 12,5 ani, cât permite legea. Așa cum am făcut și în alte situații. Dacă sunt discuții, întrebări. Dacă nu, avizul comisiilor, vă rog. Favorabil. 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 Supunem la vot. Cine este pentru? Abținere împotrivă, unanimitate. Vă mulțumesc. Următorul punct al ordinei de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei locale cu privire la dezvoltarea sistemului de iluminat public din orașul Slănic Moldova. Inițiator economic Baciu George, primarul orașului.
dacă aveți de făcut. Da, am de făcut comentarii, pentru că deja au apărut tot felul de discuții, că noi ne ținem de strategii, ne ținem de regulamente. Pentru cei care nu vor să fie corecți, pare așa o jucărie să faci o strategie și să faci un regulament. Pentru cei care vor, într-adevăr, să dezvoltăm localitatea noastră pe principii sănătoase, care înseamnă, în primul rând, respectarea legii, vă spun că fără, cum v-am spus și ieri în comisie, fără această strategie de dezvoltare și regulament, noi nu putem să scoatem acest serviciu pe piață. Odată scos pe piață, sperăm să obținem un preț mai ieftin decât avem acum pe întreținere și o calitate mult mai bună, pentru că suntem nemulțumiți, am spus-o de atâtea ori, suntem nemulțumiți de modul în care este iluminată localitatea noastră și de cum funcționează chiar acest sistem de iluminat public. Am muncit 2 ani și jumătate, am adus în proprietate, deja avem și lesurile din stațiunea Sălim Moldova, deja este facturat, sunt în proprietatea noastră, respectiv abia de acum, din februarie 2019, putem să întreținem aceste rețele. Pentru cei care își bat joc făcând comentarii neprofesioniste și total anapoda, nu știu, să folosesc un termen din ăsta, total lipsit de profesionalism, le spun că până acum ei au cheltuit bani pe iluminatul public la Sălim Moldova, au schimbat becuri, au schimbat stâlpi în afara legii. Nu putem să continuăm în acest fel. Nu-ți permite legea să schimbi un bec dacă nu ești proprietar pe corpul de iluminat, pe stâlpul de iluminat. Atunci, întrebarea mea retorică este cum de atâția ani de zile ei nu s-au gândit că cheltuie acești bani și că aceste rețele și stâlpi de iluminat și corpul de iluminat trebuie să vină în administrarea primăriei și acum când noi am rezolvat acest aspect și am reglementat lucrurile, sunt foarte vocali că ne trebuie strategie sau alte regulamente de organizare și funcționare. Dacă sunt ceva întrebări pe baza strategiei, eu vă stau la dispoziție. O discuție? Dacă nu, avizul comisiilor? Favorabil. Favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Abținere împotrivă, unanimitate. Mulțumesc. Următorul punct al ordinei de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a caietului de sarcini și a indicatorilor de performanță pentru serviciul de iluminat public din orașul Sălnic Moldova. Inițiator Economis Baciu Dorghe, primarul orașului. Am comentat la punctul alăturat, dar vreau să fac o precizare. Legea privind serviciile de iluminat public este legea numărul 11 din 2006, care spune la punctul numărul 1, autoritățile administrației publice locale elaborează, aprobă și controlează aplicarea strategiilor locale cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de iluminat public. Respectiv, în 2006, nu știu cine era primar la Sălnic Moldova, dar poate că măcar în 2016, în 10 ani, putea să respecte această lege și în 2016 să fi găsit în regulă toate lucrurile puse la punct, ca să nu ne mai chinuim noi să facem eventual să îmbunătățim strategia dacă ar fi fost făcută. Așa cum n-am avut nici măcar regulament de organizare și funcționare a primăriei, n-am avut nici regulament de ordine interioară, iar că nu avem nici regulament pentru iluminatul public și dacă dumneavoastră sunteți de acord, de astăzi o să-l avem și o să încercăm să-l respectăm. Dacă sunt discuții, întrebări? Dacă nu, vă rog avizul comisiilor. Favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Abținere împotrivă, unanimitate. Mulțumesc. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei locale cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare din orașul Sălnic Moldova. Inițiatorul Economis Baciu Dorghe, primarul orașului. Da. Exact din 2006 este și această strategie privind serviciul de salubritate. Ea a fost îmbunătățită în anii următori. Noi știți foarte bine că am făcut serviciul de salubritate, avem acum un serviciu, de câteva zile avem și șef de serviciu și avem oarecum reglementat și acoperit cu resursă umană. Aici aș vrea să fac doar o precizare.
strategia ne întărește autoritatea în fața celor care vor să nu protejeze mediul, să nu respecte legea. Avem încă agenții economici care cară gunoaiele la Târgu Ocna, la Onești, la Dofteana. Acum o săptămână am primit adresă de la Dofteana că s-au găsit gunoaie de la doi agenții economici din Sălin Moldova în domeniul public de la Dofteana. Este jenant că se întâmplă acest lucru. În strategie am trecut toate aspectele privitoare la respectarea legii și foarte repede o să fim și mult mai exigenți vis-a-vis de respectarea acestor reguli. Nu putem să stăm cu o localitate în care se aruncă deșeurile unde vrea fiecare, nu putem să facem altfel lucrurile. Până acum noi eram acoperiți de toate aceste aspecte. Cât a funcționat util, prestul ar fost sarcina lui. Acum avem serviciul de salubritate. Sper ca cetățenii noștri să simtă din ce în ce mai mult calitatea acestor servicii. Mai avem multe de făcut, mai avem de cumpărat o mașină de gunoi. Știți foarte bine că a noastră este defectă. Ne-am propus să mai luăm 1000 de tomberoane și să dotăm cu câte două tomberoane populația pentru a reuși să se facă colectarea selectivă, dar pas cu pas vom face toate lucrurile să funcționeze mai bine și vă rog să aprobați această strategie care este necesară pentru a intra în normalitate privind reglementările legale în acest sens. Discuții, întrebări? Avizul comisiilor? Favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini în vederea concesionării unui teren situat în orașul Slănic Moldova, strada Teilor. Inițiator economist Baciu Dolde, primarul orașului. Da, este o continuare a unui proiect de hotărâre de la ședința trecută prin care am atestat acest teren. Vrem să reglementăm niște situații care funcționează anormal și pentru asta trebuie să scoatem acest teren la licitație și să-l atribuim celui care oferă prețul cel mai bun și în momentul acela să poată să se poată pune practic în legalitate situația. Acest teren nu este de interes la momentul acesta pentru primăria noastră. Se află pe prund lângă mai la vale de cooperativa de la Cireșoaia, pentru cine nu cunoaște. Ieri la comisie am discutat. Sper că lucrurile sunt înțelese. Dacă mai sunt discuții, întrebări, atunci vă rog avizul comisiilor. Favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă? Nu, mulțumesc. Proiect de hotărâre privind declararea atestarea apartenenței la domeniul public al orașului Slănic Moldova unor bunuri imobile, urmare a identificării și delimitării conform de documentațiilor cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Așa cum am vorbit și ieri la comisie, este vorba de trei terenuri. Primul teren este aproape de noi, este platoul de la autogară, care face legătura între strada Vasile Alexandri și drumul național. Al doilea teren este racordul de pe strada Ion Creangă spre fosta seră și spre fostul poligon de trageri. Deci sunt două racorduri. Este necesar să întregim, noi am cadastrat străzile, dar legea prevede că în momentul în care amenajezi o stradă, trebuie să ai și o parte din strada lăturalnică amenajată. Dacă nu aducem în proprietate, atestăm și cadastrăm aceste racorduri, atunci nu vom fi eligibili să depunem proiectul pentru modernizarea străzii. De fapt, este unul dintre criteriile pentru care noi am picat proiectul în 2018 pe 7.1. Respectiv, firma de proiectare nu a fost atentă și nu a reglementat aceste racorduri. Discuții, întrebări? Avizul comisiilor? Favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru?
Abțineri împotrivă, unanimitate. Proiect de hotărâre pentru aprobarea notei conceptuale pentru realizarea obiectivului investițional, renovare imobili și amenajare muzeu, centru informare turistică și centru voluntariat Slănic Moldova, județul Bacău. Inițiator, economist Baciu II, de primarul orașului. Vă rog să faceți discuție. Da. Clădirea de la Rândunica, noi am primit o sponsorizare de la OMV Petro. Acum câteva luni de zile. Proiectul nostru este să integrăm acolo mai multe funcțiuni ale localității. Avem nevoie și la parter, acolo sunt două spații potrivite, să facem un mic muzeu al apelor minerale. Cine o să dorească să afle despre istoria apelor minerale, despre anumite particularități care noastre le va găsi acolo. La parter, cum ar veni nivelul următor, ne dorim să facem un centru de informare turistică, un centru de informare modern și ne-am dorit să facem aceste funcțiuni la un loc pentru a nu plăti mai mulți angajați ca să deservim. Adică dacă ducem centru de informare turistică în altă parte, ar însemna să avem și acolo o persoană care să stea și să lucreze, să avem și la muzeu. Atunci, aceste două fiind integrate, vom putea deservi cu o singură persoană aceste două funcțiuni. Și mai rămân două niveluri de clădire, unde ne-am gândit să facem un centru de voluntariat. Avem nevoie să dezvoltăm voluntariatul local, dar să și primim și să lucrăm cu voluntari din afara localității, național și internațional, și atunci am fi mai atractiv pentru acești voluntari dacă le-am oferit condiții bune de lucru și, de ce nu, la nivelul superior sunt deja câteva camere și poate reușim să facem câteva spații pentru cazarea voluntarilor. Oferind aceste facilități, desigur că o să avem o resursă umană gratis, pentru că voluntarul vine cu disponibilitate de a-și cheltui timpul și priceperea lui, de multe ori și banii, și ne dorim ca localitatea noastră să fie cât mai atractivă și din perspectiva voluntariatului, dezvoltării spiritului de civic și al voluntariatului. Discuții, întrebări? Avizul comisiilor? Favorabil. 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 Supunem la vot. Cine este pentru? Țineri împotrivă, în unanimitate. Mulțumesc. Proiect de hotărâre pentru aprobarea notei conceptuale pentru realizarea obiectivului investițional construire capelă mortuară, Slănic Moldova, județul Bacău. Inițiator, economist Baciu George, primarul orașului. Vă rog, domnule. Da, precizarea este tot o continuare la aprobarea pe care dumneavoastră ați dat-o la ședința trecută privind atestarea terenului respectiv. Am avut o primă intenție să construim această capelă în fața Cimitirul Eroilor. Nu am primit avizul de la Asociația Cultului Eroilor și atunci ne-am repoziționat foarte aproape, lângă, la câțiva metri, zidul de delimitare dintre Cimitirul Eroilor și parcare. Nu vor afecta funcțiuni de acolo și va fi o construcție suplă, micuță, nu foarte mare și foarte bine încadrată arhitectural în acea zonă. Sper ca dumneavoastră să fiți de acord, pornim repede cu proiectarea și vă voi arăta, înainte de a aproba și costul, pornirea cheltuielii pentru construirea ei, vă voi arăta și cum se va prezenta din punct de vedere arhitectural. Discuții, întrebări? Dacă nu sunt discuții și întrebări, vă rog avizul comisiilor. Favorabil. 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 Supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva, abținere, unanimitate. Punctul 12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea notei conceptuale pentru realizarea obiectivului investițional, amenajare, parcare, punct sonda 2, Slănic Moldova, județul Bacău, și amenajare, acces către izvorul sonda 2. Inițiator, economist Baciu George, primarul orașului. Da. Am propus acest proiect
întrucât Rom Silva este de acord să ne cede, să ne dea nou barajul un inventar și vom avea posibilitatea, odată cu amenajarea parcării de la sonda 2, să amenajăm și accesul pe baraj, scările și izvorul și pe lângă izvorul de la sonda 2. Este necesar acest lucru, vă spuneam și ieri în comisie, întrucât pe partea din aval, dinspre Păstrăvărie, calea de acces este perturbată, posesia acum de doi proprietari, respectiv SC Flora SRL și SC Perla Moldovei SA. Până când vom reglementa aceste două căi de acces, până când o să obținem accesul pe ele, adică să vină înapoi la primărie, nu putem să continuăm amenajarea de la izvorul 15 până la sonda 2 și să închidem circuitul. Doar din această cauză am propus doar porțiunea de la parcare, barajul, scările și terenul nostru, pe care de altfel l-am cumpărat la licitație, pentru cei care au uitat, terenul de la sonda 2. Eu vă rog să fiți de acord și mai fac o precizare. Aceste proiecte sunt acum oarecum fragmentate. Dacă ați observat, odată sunt drumurile, odată este terenul de la sonda 2 cu accesul, alte date este Vila Rândunica, pentru că OUG 114 ne obligă, în eventualitatea în care reușim să atragem niște fonduri, să terminăm proiectul într-un an de zile. Noi estimăm că dacă le-am face pe toate într-un singur proiect, probabilitatea să le termine un constructor într-un an de zile ar fi foarte mică și atunci nu vrem să ne ducem către o zonă în care nu am putea să ne îndeplinim această obligație. Am fost la Ministerul Turismului, am fost la instruire, am fost la, știți foarte bine, la ședința trecută, v-am comunicat că mergem la minister. Dorința finanțatorului, a Guvernului României, este ca banii să se vadă foarte repede puși în să funcționeze. Sunt proiecte care durează 4-5 ani de zile și nu produc imediat. Din această cauză, Guvernul își dorește ca în 12 luni de zile ce ți-ai propus să faci, să și faci. Vă dați seama, mai avem și un contract, avem o licitație, avem desemnat un contract, mai avem și alte piedici și atunci ne dorim ca aceste proiecte să fie nu fărămițate, ci separate, în așa fel încât să le putem pune în operă în termenul cerut de legiuitor. Dacă sunt întrebări, discuții, avizul comisiilor. Favorabil. 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 Supunem la vot cine este pentru. Abținere împotrivă, unanimitate. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri destinate închirierii construite prin Agenția Națională pentru Locuințe. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Sunt discuții, întrebări, am discutat și ieri în cadrul comisiilor. Avizul comisiei. Favorabil. Supunem la vot cine este pentru. Abținere împotrivă, în unanimitate. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea de contării la vede cadrelor didactice care nu dispun de locuință pe raza orașului Stănin Moldova și îți desfășoară activitatea în cadrul unităților școlare de pe raza orașului pe 1 decembrie. Inițiator, economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Nu avem, eu sunt foarte dornic să susținem cadrele didactice și învățământul și așa cum am promis, acum practic decontăm luna decembrie pentru că nu au venit documentele, că dacă veneau pe cele pe luna ianuarie, le decontam și pe luna ianuarie. Ele vin cu o oarecare întârziere, dar nu este o problemă, da. Ei durează până se adun. Câte cadre? Da. Jumătate sunt navetiști. Deci jumătate din cadrele didactice de la Stănin Moldova fac naveta de la Târgu Ocna sau din alte localități, din păcate. Asta este situația. Dar suma este în jur de 1500. Vă pot spune imediat. Este... Sunt 21 de cadre didactice, suma este de 1964 de lei.
Dar conform legii, noi trebuie să le aprobăm. Bine, decembrie a fost o lună în care au făcut naveta mai puțin. Au avut o săptămână de congres. Da, și decembrie și ianuarie sunt luni mai mici. De obicei sunt cam 2500. Până la 2500, cam aceasta este suma. Dacă mai aveți întrebări, dacă discuții, aveți părăsilor? Favorabil. Supunem la vot cine este pentru. Deci unanimitate. Eu cred că domnul Cotescu o să fie de acord, dar... Da, pentru că... Domnul Cotescu, sunteți de acord pentru decontarea navetei, nu? Da, bine. Deci aveam dubii. Chiar dublului. Nu știți. Dacă nu poți fi de acolo, rămâneți. În unanimitate. Mulțumesc. Și ultimul punct al ordinei de zi, de fapt, nu punctul urmează diverse, dar este suplimentarea proiect de hotărâre privind aprobarea documentației plus ca schimbare de a destinației imobilului situat în strada Nicolae Bălțescu, numărul 26B, Slănic, Moldova, județul Bacău, din fabrică de pâine, pensiune turistică, beneficiar Tarcenco Svetlana. Da. Este o, la fel, o continuare a unei propunere de acum două ședințe. Este vorba de podul peste râul Slănic, din dreptul Brutăriei. Am obținut prin înțelegere amiabilă ca persoana respectivă să-și repoziționeze terenul în așa fel încât podul acesta să fie utilizat pentru toți cei care circulă în zona respectivă și nu numai. În așa fel încât, așa cum am prezentat ieri în comisie, o să facem un flux de circulație pentru zona respectivă, cum spunea și colegul nostru, domnul doctor Rapi, se poate face un sens unic sau se pot face chiar mai multe lucruri acolo. Ceea ce nu s-a făcut în 30 de ani, pentru că gardul ăsta este chiar de 30 de ani și ăsta a fost podul blocat de Brutărie, că așa a vrut Brutăria, de data asta se va rezolva, respectiv se va debloca circulația peste podul de la Brutărie pentru toți riveranii din zona respectivă. În același timp apreciem că vin investitori în Slănic, Moldova, chiar și din afara țării și încurajăm investitorii să își aducă bani aici și să pună în funcție Brutăria stătea degeaba. Nu știu dacă vreodată vreo Brutărie de dimensiunea asta ar mai putea să se justifice în Slănic, Moldova. Asta nu înseamnă că nu ne trebuie Brutărie, dar știm cu toții că această activitate este de domeniul privat și încurajăm pe cei care se pricep să facă pâine sau vor să facă afaceri să deschidă o Brutărie la Slănic, Moldova. Sper ca pensiunea să funcționeze cât de repede și să mai avem câteva funcționale în Slănic, Moldova. Discuții, întrebări? Avizul comisiilor? Favorabil. 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 Supunem la vot cine este pentru. Abțineri, împotrivă? Mulțumesc. Și ultimul punct al ordinei de zi, diverse. Dacă îmi permiteți să completez eu acest, adică să încep punctul diverse cu niște completări. În primul rând vreau să vă spun că planul urbanistic general al orașului nostru a fost scos a treia oară la licitație. S-a prezentat la licitația precedentă o firmă, dar care nu îndeplinea condițiile, nu avea experiența similară. Sper ca de data asta să avem succes și să pornim în sfârșit pe drumul refacerii hub-ului. Până atunci vă supun atenției următorul aspect. Hub-ul nostru a fost făcut în 2000. În 2001 a fost aprobat de către Consiliul Local. De când am venit primar și până acum am tot avut niște am avut niște puncte de vedere diferite între noi și Consiliul Județean, care este avizul nostru de structură. Noi, neavând arhitect șef la primărie, ne trebuie un aviz pentru toate certificatele de urbanism, pentru toate autorizațiile de construire, de la arhitectul șef al județului. Arhitectul șef al județului ne prezenta o documentație avizată de dumnealor, alta decât cea pe care o avem noi la urbanism.
Am vrut să reglementăm acest lucru, dar nu s-a găsit în arhiva primăriei Sămig Moldova, nu s-a găsit în spatele hotărârii de Consiliul Local. Normal ar fi trebuit să fie documentația sau o trimitere la documentația. Nu am găsit niciun fel de document. În așa fel încât 4 pagini din această sau 5 pagini din această documentație au o mică precizare în plus. Respectiv, pentru UTR-ul 4 și 5, 4 înseamnă de la pârtie până la pârâul Pietre aproximativ și 5 înseamnă de la pârâul Pietre până la pod la Șandru. Aceste UTR-uri au în documentația de la Consiliul Județean, pe care noi am cerut-o conform cu originalul, ne-au dat o ștampilată semnată în original. Adică avem un exemplar pe care dumnealor ni l-au avizat la vremea respectivă. Aceste UTR-uri au în plus că pentru funcțiuni turistice, agroturistice, procentul de ocupare a terenului poate să fie 35%. Respectiv, pentru că i-am cerut punctul de vedere doamnei secretar că ar fi o eroare materială. Dumnezeu a spus, de fapt, nu este o eroare materială, pentru că avizul, noi l-am primit de la Consiliul Județean și ei, dacă ne-au dat că așa este avizul, atunci ordinea cronologică a fost că după avizul Consiliului Județean, Consiliul Local a aprobat. Atunci, eu vă supun atenției și vă cer un acord formal, pentru că vă informez în primul rând și dacă este cineva care are o observație să o spun aici, ca noi de acum încolo să putem funcționa pe varianta de PUC pe care am primit-o de la Consiliul Județean. Repet, ștampilat conform cu originalul, cu adrese de înaintare și toate celelalte, pentru ca să scutim toți întreprinzătorii din această zonă să mai facă un PUZ. El ar trebui să facă un PUZ, dar n-ar fi suficient, pentru că acolo terenul este 5,8 din la sută. Deci dacă ai 1000 de metri pătrați de teren, poți să construiești 58 de metri pătrați de pensiune. Cât camera asta, da? Nu poți să accepți. Dar PUZ-ul nu poate să crească mai mult de 20% acest procent. Respectiv, 5,8 ori 20% înseamnă 6,9. Ai putea să faci de 70 de metri pătrați dacă ai 1000 de metri. Respectiv, suntem într-o anomalie care se va rezolva când PUG-ul nostru va fi gata, peste 2 ani, peste 3 ani, sperăm. Până atunci, eu am propus acest lucru și vreau să vă spuneți punctul de vedere, dacă vreți să rămânem cum a fost așa, să restricționăm această dezvoltare, eu cred că este și legal în primul rând, pentru că avem ordinea cronologică a desfășurării lucrurilor, dar este și necesar pentru dezvoltarea localității noastre. 35% înseamnă că dacă ai 1000 de metri pătrați, poți să faci 350 de metri pătrați de construcții, amprentă la sol. Adică este acoperitor și onest până la urmă. Pentru că noi avem, dacă am avea pădure în dreapta, pădure în stânga, am spune, doamne, trebuie să păstrăm și spațiul verde și cealaltă. Dar eu cred că este potrivit. Spre exemplu, în stațiune avem 35-50%. Deci cine are mai încoace de mai puțin. Mai mult. 35 până la 50% este de la podul de la Cimitirul Eroilor la deal și de la pod la val este 5,8%. E anomalie. Este o anomalie. Noi am sesizat-o, am ajuns la această situație și de mâine voi semna certificate de urbanism cu procent pentru turism, măcar pentru turism. Se aplică doar pentru turism. Așa scrie, așa scrie acolo. Pentru activități de agroturism. Noi am asimilat agroturismul cu turismul, că nu este, spre exemplu, dacă este un culoar de finanțare pe POR, ăla nu finanțează agroturism, finanțează turism. Agroturismul include și turismul. Este mai mult practic decât turism. Agroturismul este o ramură specifică. Deci pe 35%. Pe 35%. Și dacă vrea să-și facă piscina lângă... Da, pensiune. Dar nu pentru locuințe particulare. Nu, pensiune. Pentru turism. Agroturism, da, respectiv pentru... Prieten, ați văzut, domnul doctor. Deci sunteți de acord, nu? Dar cum să nu? Bun. Aveți ceva observații? Pentru că m-am simțit obligat. Fiind acest vid, deci noi ar trebui așa. Acum să vedem cine a primit în arhivă documentele alea. De ce nu le are? 2001, 2002. Le-am căutat...
Doamna Sică mi-a adus dosarul. Dosarul nu are în spate aceste anexe. Că anexele poate trebuiau să existe la urbanism. Doamna Ramona Bălan, care se ocupă de treaba asta, de fapt este singura persoană care este competentă pentru asta, îmi spune: doamna primar, eu nu am luat această documentație noastră pe semnătură. Mă scuze, adică, Nicule, eu sunt în ședință la primărie. Poți să construiești o suprafață de 35%, nu de 8%, cum era înainte. Chiar în timpul ședinței, acum domnul primar mi-a dat această veste. Poți să vii să semnezi mâine actul. Da, mulțumesc, mă scuzați. Nu facem asta pentru o persoană. Nu. O facem pentru că trebuie să aducem în normalitate. Eu am anunțat numai una. Nu, trebuie să aducem în normalitate asta. Și eu cred că 35% este un procent corect. Da. Poate o să-l creștem sau când o să facem pugul o să fie la transparență. Vă consultăm și o să luăm decizia de rigoare. Vreau să vă mai informez referitor la bugetul aprobat de Consiliul Județean. Suntem la coada tabelului. Ca de obicei. Din păcate, din nou trebuie să luptăm pe resurse proprii. Împotriva comentariilor că localitatea noastră ar trebui să se dezvolte cu bani atrași din altă parte, vă spun că sunt din ce în ce mai convins că noi trebuie să ne drămuim banii din localitate, să încercăm să facem cheltuieli mai puține decât veniturile, să avem ceva pentru noi. Am reușit anul trecut, e adevărat, s-au atras bani, sperăm și anul acesta, dar din păcate plecăm cu un buget cu aproape 2 milioane de lei, mai puțin decât anul trecut. În condițiile în care avem și asistența socială, 10% trebuie să punem bani de la primărie, în condițiile în care cel puțin cu 12% au crescut toate cheltuielile de servicii, de salarii, de toate celelalte, situație în care noi avem, vom restrânge practic bugetul, nu o să avem bani de investiții aproape deloc. Desigur că unii o să zâmbească și o să se bucure, că bă, bine că Baciu, nu Baciu are sau nu are bani pentru investiții. Stațiunea asta din Moldova va suferi și eu sper să găsim resurse și să ducem proiectele pe care le-am propus mai departe, dar apelez și la înțelegerea dumneavoastră, la înțelegerea cetățenilor, că am făcut eforturi aproape incredibile de a ține această barcă pe linia de plutire. La momentul acesta sperăm ca anul acesta pentru funcționare să avem bani. Dacă nu vom avea, atunci va fi o problemă. Pentru celelalte vom sta cu mâna întinsă și cu atragere de fonduri atât cât putem. Ne trebuie pentru studii de fezabilitate. Nu-ți dă nimeni un leu dacă nu ai un studiu de fezabilitate. A venit expertul pentru dren 18.000 de ron sau nici nu știu 20.000 de ron. O sumă nici nu-ți vine să crezi. El este specialist. Nu vin. Dacă veneau 5, unul cu 10.000, unul cu 5.000, bineînțeles că luăm pe ăla cu 5.000. N-ai ce să faci. Toată lumea comentează, da? Și mi-am propus și o să vă fac o situație cu câte studii de fezabilitate s-au făcut în 2004-2016, care nu au fost plătite și care nu au fost puse niciodată în operă. În condițiile în care unele dintre ele s-au făcut din credit. Deci noi vom plăti dublu acei bani. Pentru Torenți, spre exemplu, în 2009, studiul s-a făcut pe credit. Am plătit dublu, încă mai avem până în 2025 și proiectul ăla nu mai este valabil. Da? Așa suntem de defavorizați, ca să nu spun altfel. Vă rog, doamna președinte, atât am vrut să vă spun. Discuții, întrebări? Dacă nu, mulțumesc pentru participare, declar ședința. Să bună ziua, să ne trebuie.